Încă o dată vă salut pe toți. Hvala Bogu što smo se opet ovde našli. Mulțumim Domnului că putem să începem cu a doua parte. Sad ćemo kao i uobičajeno da imamo drugi deo, odnosno propoved. Acum urmează ora de predicat. Na samom početku bi vas sve vas zamolio da ustanete i zajednički otpočnemo bogosluženje s pesmom. Hai să începem cu o cântare. Na početku ćemo se svi pomoliti zajedno sa brat Robert. Fratele Robert se face rugăciune. Hvala te, Oče, što sam sačuvao ove prethodne noći. I hvala ti što, zahvaljujući tvoje milosti, možemo biti ovde zajedno. Hvala ti za ovaj divan subotni dan. Hvala ti za ove divne ljude koji smo ovde sreli. Molimo te, budi prisutan duhom svojim ovde sa nama. Da imamo dragocene trenutke zajedništva. I da razumemo tvoju reč koju ćeš nam ti sad uputiti.
kojem se bijem bez nikog inspiracije. Molimo te, pomozi bratu Nikiju svojim nadahnućem. Da možemo odavde otići sa obnovljenom životnom snagom. Sa novom željom da se angažujemo u tvom delu. Molimo te, pomozi i blagoslovi one koji nisu mogli da budu ovde. Pomozi im tamo gde su oni. Učini da i one osete tvoje prisustva. I da si zajedno znamo koliko nas voliš. Sve ovo te molimo u ime Isusa Hrista. Amin. Amin. Izvolite, sednite. Okupac Lokurle. Sad, kao što sam najavio, imat ćemo propoved, ali pre toga... I na intede predika Vormjanza. Zamolit ću braće i sestri iz Rumunije. O pjesa Fraci din Rumunijane o pregatit se kante. Da imaju svoju muzičku tačku gde će poslužiti i nama i Bogu. Da, prin care o se onoreze pe Dumnezeu. Salut cu pacea Domnului Iisus. Pozdravam vas sa tim lepim pozdravom, mir Boži. Și vă urez un sabat fericit în continuare. I želim svima vama blagosloven Sveti subotni dan. Ja mulțumim lui Dumnezeu pentru că binecuvântările lui nu se termină niciodată. Zahvaljujem se Bogu što njegovi blagoslovi su neiscrpni. Și în fiecare săptămână ne binecuvântează cu un sabat de odihnă. I svak sušetkom svake sedmice Bog nas blagosilja svojim danom od odmora.
Îi mulțumim că indiferent de diferențele noastre între noi, e, hvala Bogu, iako smo različiti, postoje različitosti među nama. Dumnezeu are îndeajuns har încât să ne strângă pe toți din toate colțurile lumii. E, on ima dovoljno milosti, blagodati svoje da nas okupi, da budemo zajedno bez obzira gde smo iz koje smo zemlje. De aceea, cât suntem aici pe pământ, învățăm. E, iz toga dok smo ovde na zemlji, imamo priliku da učimo. Și învățăm că o familie nu este doar o familie trupească sau firească. I učimo i o tome da porodica, jedna porodica, ne odnosi se to samo na ovu zemaljsku porodicu, to je nešto šire, nešto veće od toga. Familia este mai mult decât ceva firesc și decât ceva trupesc. I to podrazumeva nešto više od našeg običajnog razumevanja pojma porodice. Și anume este vorba de familia spirituală, o familie pe care o avem și noi astăzi aici. I reče o jednom drugom aspektu, a to je familia i porodica duhovna. Versetul introductiv pentru subiectul de astăzi, naš uvodni stih za danas je, se află în Isaia 43 cu versetul 19. Isaia 43. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. 43. Da, 43, versetul 19. Isaia, 43. poglavlje, 19. stih. Evo, ja ću činiti novo, odmah će nastati. Nećete li ga poznati? Još će načiniti u pustinji put. Reke u suhoj zemlji. Haideți să vedem ce dorește Dumnezeu să pregătească și ce ne-a pregătit El pentru noi în viața aceasta și în viața următoare care ne așteaptă. Haide să vedem ce este Bog pripremio za nas o zemaljskom životu i o životu koji sledi nakon toga. Și vom începe cu baza, cu temelia subiectului nostru. I haide da počnemo sa onim osnovnim delom našeg razmišljanja. Și anume, când auziți cuvântul casă, cuvântul cămin. Na šta vas posjeća onda kada čujete riječ dom? Na šta vas to asocija? La ce vă gândiți și la ce vi se duce mintea prima dată? Šta vam prvo padne na um? Iar răspunsul pe care îl primim noi din viața oamenilor, a ono što često puta ljudi kažu, šta im dođe na um? Este că cu toții căutăm un anumit confort, to odnosi se na jednu toplinu, na jednu udobnost. Un loc unde ne putem odihni, un camin de pace. Mesto gde možemo da se opustimo, da se odmorimo, dakle, mesto jednog počivanja, mira. Și deși noi încercăm să-l găsim aici pe pământ, adesea el nu poate fi găsit aici. I čest je slučaj, mi to tražimo, priželjkamo ovde na zemlji, međutim, to nam nekako beži nam to. Dar există o speranță și întotdeauna a existat această speranță. Ali postoji ta nada i uvijek je postojala nada. Și anume, o promisiune ne-a făcut Dumnezeu. Bog nam je dao obećanje. Iar făgăduința lui este în Ioan 14 cu 2. U njegov obećanje u Evanđelju po Ioanu 14:2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. U kući oca mojega mnogi su stanovi, a da nije tako, kazao bih vam, ide da vam pripremim mesto i kad odem i pripremam mesto, opet ću doći da vas uzmem ka sebi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră casă? Šta znači za vas, šta vam znači taj pojam dom? Pentru mulți dintre noi aici, casa este în România. Za mnogi od nas koji smo ovde danas, je naš dom je u Rumunije. Și cumva știm că după acest eveniment, această tabără frumoasă, noi vom ajunge înapoi în România și vom ajunge acasă pentru noi. I znamo, nakon što se završe o naše druženje ovde u Makedoniji, na ovom mestu, mi ćemo se vratiti svojim domovima, svojim kućama, u našu zemlju. Da, și definiția pentru fiecare dintre noi poate fi diferită la casă. I naravno, onako kako mi to razumem, tu reč, taj pojam dom je različito. Pentru unii oameni este familia. Za neki to predstavlja porodicu. Pentru alții sunt prietenii, poate. Za neke to može da označa prijatelje njihove. Dar sunt oameni, există oameni care ei nu au cunoscut în niciun fel această familie. Ali postoje, nažalost, ljudi koji nisu to osetili, nisu to doživeli tu bliskost porodično. Însă Mântuitorul nostru a venit cu promisiunea și făgăduința că El are un loc pentru fiecare dintre noi. Ali hvala Bogu, Gospod nam je dao ovo dragoceno obećanje. Fiindcă este minunat, dacă din experiența dumneavoastră, este minunat să
să ai unde te întoarce. Este un minunat să ai un loc în care te poți întoarce acasă. Lepet o stvar, lepet o misija, misio, kad odeš negde, posjetiš neko mesto i onda imaš, znaš da možda se vratiš negde gde si lepo dočekan, gde si primljen, da se vratiš u svoje. Și este și această zicală, cum că este bine peste tot, dar ca acasă nu-i nicăieri. Da, možemo reći, pa lepo je svugdje kad odeš negdje, lepo se čovjek osjeća na ovaj ili onaj način, ali ipak je čovjek najopušteniji u svom domu. Hajde să avem un exercițiu de imaginație. Hajde malo da pokušamo da stvorimo jednu sliku o tome. Gândiți-vă la un cămin perfect. Zamislite sad jedan savršeni dom. Un cămin cu viață veșnică, un cămin roditor din toate punctele de vedere. Jedan dom koji se prostire kroz celu večnost, nešto lepo. Unde găsiți pacea și fericirea. Tamo gde ćete imati i spokoj i mir. Și trebuie, și nu trebuie, dar voi vreți să părăsiți acel cămin. Scuze. Voi vreți să părăsiți acel cămin. Možda da, hteli bi da napustite taj dom. E posibil acest lucru să vreți să părăsiți căminul acela? Da li moguće otići, napusti taj dom? Am face-o sau nu? Am da li bi to neko poželeo? Da li bi nekom je to nešto zasmetalo u takvom jednom savršenom domu? Exercițiul acesta de imaginație este tocmai cazul Domnului Hristos. I to, znači, ta jedna zamisa o mašta, o tom prelipom domu. Domnul când a venit pe pământ, Gospod je došao na svet, na zemlju. El nu a venit un loc prielnic, pentru el, un loc potrivit pentru el. Ioi svet za njega nije bio prijateljsko mesto, nije nimalo bio udobno mesto. El și-a părăsit casa lui, plină de slavă. On je napustio njegov nebeski dom, pun slave. Unde îngerii îi slujeau și îi se închinau. Tamo de ga angeli obožavaju, de mu se klanjaju. Și a lepădat până și hainele de împărat. I ostavio je svoje carske haljine. Și a făcut lucrul acesta pentru tine și pentru mine. I on je to učinio iz ljubavi prema tebi i prema meni. El a venit pe acest pământ pentru a-mi fi mie un exemplu. On je došao na ovaj svijet da bi nama pružio jedan primer, da bi nam bio primer. Și a venit să arate omenirei ce înseamnă să trăiești într-un cămin perfect și cum este comportamentul din ceruri. I on je došao da ljudima pokaže, da im predoči šta znači imati jedan savršen dom. Să ne dea un pic din gustul a ceea ce înseamnă cerul. I da bi im dao de okuse deo de onoga šta znači nebeski dom. Dar cel mai important lucru, misiunea lui pe pământ, ali ono što je bilo najbitnije u njegovoj misiji na ovoj zemlji, este că el a venit să-mi arate mie cum se comportă un fiu de Dumnezeu sau cum ar trebui să se comporte un copil de împărat. Ali ono što je najvažnije jeste to da je on pružio meni primer i vama primer kako treba Božje dete da se vlada i ponaša na ovom svijetu. Adică un moștenitor al cerului. Dakle, naslednik neba, nebeskog blaga. Dar haideți să trecem un pic la aici, la zona noastră, la lumea noastră firească. Haide malo da sad se spustimo na ovaj naš nivo, na naš ovozemenski život. Și să luăm un exemplu biblic. Haide da vidimo jedan biblijski primer. În Luca, capitolul 15, imamo Lukino evanđelje, 15. poglavlje. Cu toții știți această pildă, este vorba despre pilda fiului risipitor. Sećate se šta je ovde, ko je tu priču ispričao Isusu u Evanđelju po Luci 15. poglavlje, jedna vrlo dirljiva priča. Este acea pildă pe care părinții ne-o citeau când eram noi mici și noi o iubeam. To je ona priča koju se mi možemo setiti iz detinjstva, koju su nam naši, naravno ako su to bili pobožni verni roditelji, koji su nam pričali kao maloj deci. Și în această pildă se vorbește despre un tată ce avea doi fii. I o ovoj priči reči o jednom ocu koji imao dva sina. Iar într-o bună zi, fiul mai mic i-a spus tatălui, tată, vreau să-mi dai moștenirea care mi se cuvine, partea mea de moștenire. Jednog dana, mlađi sin je došao ca ocu i rekao, oče, dai mi nasledstvo koje mi pripada. Iar tatăl îngăduitor i-a dat această parte de moștenire. I otac, koji je bio dobar, on je njemu dao to njegovo nasledstvo, dao mu je nasledstvo. Iar el din cauza experienței lui, din cauza neascultării lui de a sta în căminul tatălui, s-a dus și a pierdut toată moștenirea.
Ali sećate se nastavka te priče, on je dobio nasljedstvo, otišao je u daljnu zemlju, potrošio je to, živio je život kakav je živio. Într-un final, cu toții știm că el s-a întors la tatăl său. I onda na kraju neke njegove priče, njegovog iskustva, lošeg, teškog iskustva, on je došao sebi i odlučio da se vrati u otcu svome. Da, hajde să vedem cu ce se ocupă, cu ce problemă se ocupă această pildă. Hajde da vidimo neke suštinske stvari vezane za ovu priču. Și anume că această parabolă îi descrie pe acele persoane care l-au cunoscut pe Dumnezeu. I ova parabola predstavlja ljude koji poznaju Oca Nebeskog. Dar s-au îndepărtat de dragostea lui. Ali su se odvojili od njegove ljubavi, od njega. Care a fost greșeala celui tânăr? Šta je to bila, u čemu je pogrešio ovaj mladić? Și anume că în istoria omenirii copiii primesc moștenire de la părinți, asta este clar. Da, istorijski, ono, načalno gledano, deca primeju nasestu svojih roditelja. Doar că această moștenire pe care a primit-o el, i se cuvinea doar după ce tatăl deceda sau era aproape de deces. Da, ali to nasestu koje primi ovaj mladić, on je na to nasestu imao pravo samo u slučaju smrti oca ili ako pred kraj njegovog života, ako mu je to zavešteno. Iar el a ceruto când tatăl său era în viață. Ali on je tražio nasestvo još dok nije imao baš pravo na to. Sau putem spune, de ce, adică fiindcă nu mai mori odată, dă moștenirea, fiindcă încă ești în viață. Da, on je čekao dakle je kraj završetak očevog života pa da dobije nasestvo, on je to ranije tražio, polago pravo na to nasestvo. De ce nu dorea fiul mai tânăr să stea acasă cu tatăl? Ali pitanje je zašto on nije želeo da ostane u domu očeva. Poate era supus la povara rânduielilor? Možda mu je tu nešto teško padalo, možda se nije osjećao tako ležerno. Adică acea educație care îți spune nu fă aia, nu fă aia. Možda mu je zasmetalo malo i to vaspitanje koje se odnosilo pazi na ovo, pazi na ono, vodi brigu o ovome, vodi brigu o onome. Și pe el lucrul acesta l-a incomodat. Moguće da mu je to zasmetalo. El se considera că avea libertatea restrânsă. Ono što je on smatrao, što je osjećao da je njegova sloboda ograničena. Dar adevărata restrângere a păcatului, el nu a înțeles că nu îi aduce decât moarte. Ali on nije razumeo jednu stvar, šta će biti kada ode i šta će se desiti kada se uputi putem greha, šta će mu to na kraju doneti. Și anume că însăși păcatul este adevărata restrângere a libertății. Nije razumeo tu stvar, da je u stvari služenje grehu ograničenje slobode, robstvo. Dar poate ar fi fost un caz în care el nu ar fi cheltuit tot și ar fi investit acei bani cu grijă. Da, mogli biti drugačije. Mogu je on recimo da taj novac uloži u nešto i da ne propadne taj novac, da ga iskoristi. Mogu je biti drugačiji scenariju. Cum credeți ce l-a influențat pe el să piardă tot ce avea și tot ce a primit de la tatăl său? Ali šta je to toliko uticalo na njega da je on potrošio to bogatstvo, to nasljedstvo? Și aici este vorba despre anturaj și tovărășiile. Ovdje je riječ o prijateljima i o društvu njegovom. Și nu știu dacă în Macedonia există această vorbă, dar există o zicală care spune cu cine prietenești ca să spun cine ești. Da, ne znam da li je ovdje u Makedoniji kod vas postoji ta izreka pokaži mi s kim si, pa ću ti ja reći kakav si. Iar în cazul nostru, acest fiu tânăr, el nu avea cel mai bun anturaj. I ovaj mladić, vidimo da njegovo okruženje nije bilo najbolje za njega, društvo. Și să comparăm puțin aceste două instanțe. Cât timp era lângă tatăl său, tot anturajul său era bun. Hajde sad malo da napravimo to upoređenje, znači okruženje kada je bio kod oca i okruženje kada je otišao od oca. Dar când a ieșit din familia tatălui său, el a dat doar peste un anturaj negativ. I onda kada je otišao iz očevog doma, upao je u loše društvo. Și acesta este și păcatul nostru. To može biti zamka za nas. Și anume, ce aduce această depărtare de Dumnezeu? Ce aduce această depărtare de tatăl nostru? Jel vidite šta donosi to udaljavanje od oca? Aduce pierderi, pierderi de viață, intelekt și pierderea tinereții chiar. To donosi gubitak najbolji mladi godina, snage i tako dalje. În Proverbe, capitolul 5, versetul 22. Priče 5. Da.
Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. Cităm, dacă e Price 5:22. Bezbožnika će uhvatiti njegova bezakonja i uža greha svoj zaplešće se. Priče 5:22. Na Romani capitolul 1 cu versetul 28. Rimljanima 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. I kao što ne marahu da poznaju Boga, zato i Bog predade u pokvaren um da čine što ne valja. Toate suferințele și toate neplăcerile vieții noastre sunt rezultatul depărtării noastre de Dumnezeu. Se naše nevolje, se naše patnje, razočarenja, rezultat su udaljavanja od Boga. Cum sunt eu în pericol de a repeta aceeași acțiune pe care a făcut-o acest tânăr? Kako ja, dakle, mogu biti u opasnosti da ponovim njegovu grešku, da učinim taj loš izbor koji on učinio? Mai avem încă un exemplu. Imamo još jedan primer. Și anume că acest frate mai mic mai avea un frate mai mare. Sećate se, ovaj mladić je imao starijeg brata. Și acest frate era ascultător. El a rămas acasă cu tatăl său. Ovaj stariji brat je bio poslušan. On je ostao u kući svoga oca. Dar când s-a întors fratele lui mai tânăr acasă, ali onda kada se ovaj mlađi sin vratio očev dom, el nu l-a primit. Ovaj stari sin nije ga prihvatio. Deci, care fiu sunt eu? E sad, u koju kategoriju spadamo mi? Koji sin smo mi? Avem în fața noastră aceste opțiuni. Dakle, imamo samo dve opcije. Možemo biti jedan ili drugi brat. Chiar dacă noi am dorit să fie și o a treia variantă, možda bi čak poželi da postoji treća mogućnost. Există doar două variante. Ali nema je. Ima samo dve mogućnosti. Prin viața noastră și prin comportamentul nostru, noi mereu vrem să ne declarăm ca neutri, nici de partea de dreapta, nici de partea de stânga. Da, često je tako u našem životu, mi hoćemo da zauzmemo neku neutralnu poziciju, niti smo levica, niti smo desnica, niti na levo, niti na desno. Care dintre acești doi sunt eu? I opet to pitanje, koji od te dvojice sam ja? Și prima variantă avem că unul a cheltuit tot ce i-a dat tatăl său. I prva mogućnost je, dakle, onaj koji je otišao, potrošio sve što je dobio kao nasljedstvo. I-a pătat și onoarea tatălui. On je razočarao svog oca. Și a mers total împotriva lui. I on se okrenuo tim svojim izborom, on je ustao protiv oca svog. Cealaltă variantă. Sljedeća mogućnost. Este că celălalt a rămas acasă cu tatăl său. Ovaj drugi je ostao u kući svog oca. Îl slujea probabil, păstra sabatul. Moguće da je verno mu služio, držao i subotu tu. Îndeplinea toate principiile. Bio je poslušan svim načelima. Dădea și zecimea, poate. Moguće da je bio redovan u desetku. Și cine știe, poate chiar făcea și reforme în viață. Moguće da je napravio korenite promene u životu. Da. Deci, care fiu sunt eu? Koji od tih sinova sam ja? Dar până să facem diferența sau alegerea dintre cei doi, să vedem cum face tatăl cu noi. Ali pre nego što, hajde kažemo da vidimo na kojoj smo strani, koji smo od njih mi, jednog od njih dvojice, da vidimo stav očeve. Și cum a făcut acest tatăl cu copilul său mai mic? I šta je, na koji način, koja je bila reakcija očeva prema njegovom sinu? După ce s-a întors el, nakon njegovog povratka. Vom citi versetele 20, 22 și 24. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. 15, ce verset? 20. Da.
20. stih, 15. poglavlje, 20. stih i 22. stih. I ustavši otide ocu svojemu. A kada je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčaši, zagrli ga i celiva ga. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu, obucite ga i podajte mu prste na ruku i obuću na noge. Vedem aici că tatăl lui a alergat spre el. Vidimo ovde reakciju očevu, otac je potrčao njemu u susret. De unde știa tatăl când se întoarce fiul sau dacă se întoarce? Otkud je otac bio u pripravnosti? Sau când el a alergat spre el și l-a văzut că se întoarce fiul său, de ce a vrut să-l primească? Poate că el vroia să mai ceară alți bani. Da, ili onda kada ga je ugledao, zašto je potrčao ka njemu, zašto njegova reakcija nije bila drugačija, zašto nije ostao na mestu i čekao ga tu, zašto je on trčao ka njemu? Dar înțelegem că, indiferent de motivele noastre, je razumemo, bez obzira na naše pobude, Dumnezeu când vede că noi ne întoarcem la El, El ne primește cu toată inima sa. Da, ovo je divan primjer kako nas Otac Nebeski dočekuje kada mi donesimo odluku da mu se vratimo. Și noi oamenii cu Tatăl nostru Creator suntem exact în aceeași situație. I mi u odnosu na našeg Nebeskog Oca smo upravo u toj situaciji kao ovaj izgubljeni sin. Când noi facem un pas spre Dumnezeu, i onda kada mi učinimo jedan korak ka Bogu, El îi face pe restul 99 de pași. A onda Bog učini, Otac Nebeski učini 99 koraka ka nama. Cum l-a primit celălalt frate pe el când s-a întors? Care a fost reacția ovog starijeg brata? Spune în versetul 28 că el s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Haide, vedem ce ode în caje reci. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. A on se rasrdi i neščadi, și to je 28. stih Luka 15:28. A on se rasrdi i neščadi și da uđe. Tada izađe otac njegov i moljaše ga. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. A on odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina i nikad ne prestupi tvoji zapovesti, pa meni nikada nisi dao jareta da bi se proveselio sa svojim društvom. Și să știți că până ne-am întors noi la Dumnezeu și cât timp eram în lume, noi am fost fii risipitori. I svi mi koji smo bili u svetu i sve do tog momenta kada smo se vratili ocu, mi smo u stvari bili ovaj izgubljeni sin. Dar în momentul acesta când ne considerăm creștini și copii ai săi, noi suntem celălalt fiu, ne aflăm în poziția celuilalt fiu. Ali onda kada postanemo hrišćani, možemo da zapadnemo u tu opasnost, da postanemo ovaj drugi brat. Iar când un nou suflet este adus la cuvântul lui Dumnezeu și îl primește pe Dumnezeu, ali kaže onda kada jedna iskrena duša dođe ka Bogu i primi Božju milost, noi suntem în riscul de a repeta exact aceeași greșeală pe care a făcut-o acest frate mai mare. Da, posle nekog vremena može se desiti, može da bude ta opasnost da mi ponovimo grešku starijeg brata. Fiindcă noi vom vedea toate binecuvântările acelei persoane care a venit nou la credință. Da, mi možemo vidjeti sve blagoslove novorođene osobe duše koja je došla ka Bogu, sve blagoslove koje ona prima. Și am avea impresia că noi de fapt suntem lipsiți de ele și pe noi nu ne binecuvântează. Da, to može da nas potakne na razmišljanje, možemo da shvatimo u tom momentu da mi u stvari nemamo te blagoslove koje prima nova duša koja je došla ka Bogu. Dar ce ne spune Tatăl nostru despre această situație? A šta nam kaže Otac Nebeski u ovoj situaciji? Ultimele două versete, 31 și 32. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. A on mu rece, sine, ti si svagda sa mnom, sve moje tvoje, trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i oživlje, i izgubljen beše i nađe se. Ne spune tatăl aici că noi oricând putem să cerem orice și el este la dispoziția noastră. Ovde nam kaže Otac Nebeski, uvijek možemo tražiti nešto od njega i on je spreman da nam to podari. Poate ne este greu să vedem care fiu suntem noi din cei doi. Možda još uvijek imamo tu teškoću da prepoznamo koju grupu pripadamo.
Atunci care ar, atunci care ar trebui să fiu noi? Ce fiu ar trebui să fim noi? A onda pitanje pa dakle koji sin bi mi trebalo da budemo? Voi citi un verset din 1 Ioan 3:1. Citim 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. 1 Ioan 3:1. Vidite kako nam je ljubav dao Otac, da se deca Božja nazovimo i budemo. Zato svijet ne poznaje njega, nas, jer njega, pardon, jer njega ne pozna. E aspectul cel mai frumos aici, care spune că Dumnezeu nu vrea să ne facă servitorii Lui, El vrea să ne facă copiii Lui, adică fiii Săi. I ova reč, ovaj stih nam kaže da Bog ne želi da načini od nas svoje sluge, nego da budemo njegovi sinovi. Fiindcă lui Hristos nu este rușine să ne numească frați. El Hrist se ne stidi da nas nazove svojom braćom. În Ioan 1:12. Evanghelia după Ioan. Da, Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan 1:12 spune: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. A svima koji ga primiše dade tu vlast da se nazove da budu sinovi Božji. Cum credeți? În cine stă această putere de a decide a cui fiu sunt eu? Šta mislite, dakle, na kome je da svati, da razume koji je on sin? Fiindcă înfierea deja mi s-a dat și împărăția cerului mi s-a câștigat deja pentru mine. Da, Țarstvo Nebesko je nama obezbeđeno za nas, osigurano za nas. Mi smo posinjeni. Și fiindcă noi avem mai multe relații aici pe pământ, i budući da imamo mnogo veze ovde na zemlji koje nas vežu, Hristos a mai avut o misiune când a venit aici pe pământ. Gospod je imao misiju za nas kada je došao na zemlju. Una din misiunile lui se află în Matei 10:35. Jedna od stvari koje je on učinio je u Matei 10:35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Dakle, Matei 10:35. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegova i kćer od materi njezine i snahu od sve krve njezine. Cum spune că Evanghelia lui Hristos este ca o sabie cu două tăișuri, ce desparte până și lumina de întuneric. Kaže nam Božja reč da je Evanđelje kao mač oštar sa obe strane koji rastavlja i deli nešto. Deși pentru noi relațiile dintre părinte și copil sunt foarte importante, svakako, naravno da ti odnosi, porodični odnosi između roditelja i deteta su važni, veliki. Cea primordială ar trebui să fie dintre mine și Dumnezeu. Ali šta bi to moglo biti, što bi moglo biti još finije, još bliskije? Și această sabie a lui Hristos, adică Evanghelia, este cea care desparte întunericul de lumină. I ovaj mač duhovni este ono koji deli svetlost od tame. De aceea spune că la venirea Domnului Hristos, unul va fi luat și altul va fi lăsat. I stoga nam kaže Evanđelje da će prilikom Hristovog dolaska jedan će se uzeti, jedan će se ostaviti. Dar e și acea sabie care într-un final ne va despărți de firea noastră păcătoasă pentru totdeauna. Da, ali taj mač duhovni je onaj koji će nas u jednom momentu našega života potpuno, znači, odvojiti od naše telesne slabe ljudske prirode. Deci, care fiu sunt eu? I opet to pitanje, koji sin bi mogu biti ja? Sau cum pot ajunge să fiu copilul lui Dumnezeu? Ili drugačije, kako mogu ja da postanem Božje dete? În Galateni capitolul 4. Galatima poslanica 4. Poglavlje. Versetele 4 și 5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să putem căpăta înfierea. Galatima 4, 6, 7. Galatima 4, 6, 7. 4 și 5. 4 și 5.
Da, Galatima 4, izvinjam se, 4, 4, 5. A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega, jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu, da iskupi oni koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. Cum se face această înviere? Kako je moguće primiti to posinaštvo? Și je praktikata și printre noi oamenii. Da, to može biti naše iskustvo, iskustvo ljudi na ovoj planeti. Dar printre noi oamenii ne ducem să fiem copii minori. Da, i u slučajima, znači u ovom životu, pred zakonom to je moguće isto učiniti, neko može da usvoji dete, dakle, i da dobije tu vlast od države. Deci, prin urmare, ca Dumnezeu să ne poată înfia și pe noi, trebuie din noi și noi să fim copii, sau ca și copiii. I da bi Bog nas usvojio, treba da i mi želimo to usvojenje i da mi pristanemo da budemo usvojeni, și da budemo njegova deca. Avem nevoie de o naștere din nou. I ono što je ključno, ono što je suštinski, potrebno je novo rođenje u tom slučaju. Vom citi și versetul 6 și 7, tot din Galaten. Citat ćemo isto Galatima 4, 6, 7. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Da. I budući da ste sinovi, posla Bog duha sina svega u srca vaša, koji viče Ava oče, tako već nijesi rob, nego sin. A ako si sin i nasljednik si Boži kroz Isusa Hrista. Și să știți că această naștere din nou, care noi trebuie să o facem sau să o avem, i da znate to novo rođenje koje treba da bude moje iskustvo, vaše iskustvo, este posibilo. A to je moguće. În Efeseni 2 cu 13. Čitamo Efesima, poslanice Efesima. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. În 2 cu 13, nu? Da. Efesima, poslanice 2, 13. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom. Când un copil aici pe pământ este înfiat, ode na zemlji kada je jedno dete usvojeno, poate nu este o răscumpărare mare pentru el, adică nu s-a plătit prea mult pentru el. Možda za njega nije plaćena velika cena za usvojenje tog deteta. Dar înfierea pe care o primim noi este cu sânge de Dumnezeu. Ali ovo drugo usvojenje od strane nebeskog oca je plaćeno visokom cijenu krvlju Hristova. Ba mai mult, până să ne înfieze, i više, i pre nego što nas posini, el ne-a creat în chipul și asemănarea lui. On nas je stvorio po svom obličju. Și spune acest lucru în Geneza 1 cu 26 că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da, to imamo zapisano u 1. Mojsiju 1.26 i načini čovjeka po obličju svojima, da načinimo čovjeka po obličju našemu. Astăzi este pentru noi chemarea. Danas je to poziv za nas. Și Dumnezeu vrea să ne dea o carte a neamului. Ce vrea să ne dea? O carte a neamului. Aha. Bog želi da nam podari to nasestvo i da budem upisani u njegovoj knjizi. O carte a neamului care se află în Luca 3 cu 38. Evo, citat ćemo u Luci 3, 37. Care este, de fapt, cartea neamului lui Hristos. Da, Luca 3, 38. 38, da. Da. Neamurile îi se încep de la versetul 23, dar noi vom citi 38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Da, ovde je rodoslo opisani, kaže 38. stih, sina Enosova, kod nas piše Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega. Și exact aceeași carte a neamului vrea Dumnezeu să mi-o dea mie personal. Da, i upravo po tom rodoslovu Bog želi da imamo i mi udeo u tom rodoslovu. Ca într-un final să se zică despre mine fiu al lui Dumnezeu. Da bi iza mene jednog dana moglo da se kaže sin Boži. Și fiindcă noi vom fi eliberați de această fire păcătoasă, noi vom fi părtași ai firii lui Dumnezeu. I onda kada nas Bog oslobodi od naše slabe telesne ljudske prirode, onda ćemo biti ujedinjeni sa njim, imat ćemo drugu prirodu. Da, jeste scris la 2 Petru 1 cu 4 acest lucru. Imamo u 2 Petrovoj, poslanici, ova stvar je zapisana. Cum ne apelează Dumnezeu și cum ajunge la inima noastră? Dar na koji način Bog dopire do našeg srca? Kako on to čini? Prin cuvântul său.
Este cea care ne amintește cine sunt eu, cine am fost eu și cine pot să fiu eu. Božja reč nam govori ko smo mi, kakvi smo bili i kakvi možemo biti. Și anume această scrisoare, Biblia. I ovo pismo, dakle, Božje pismo nama Biblia. Fiindcă Biblia nu este adevărul. Biblia nu este samo istina. Spune versetul că Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus zice, eu sunt put, istina și život. Dar Biblia este scrisoarea de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Ali Biblia e još nešto osim istine, ona e pismo očevo svojoj deci. Și din ea putem lua învățături foarte importante. To je ljubavno pismo ka nama i iz njega možemo naučiti mnogo važnih istina. Deci, Biblia nu este adevărul. Biblia nije samo istina. Ea este singura precondiție de manifestare a adevărului. Ona e nešto što je još veće, još dragocenije od istine. De aceea Tatăl Ceresc ne invită să căutăm aceste învățături prețioase. Stoga nas Bog poziva da tražimo Carstvo Nebesko, da tražimo njegovu istinu. Câteva gânduri pentru a încheia. I acum na samome kraju još nekoliko misli. Din parabolele Domnului Hristos voi citi mai întâi eu. Citeți iz knjige Hristove očigledne pouke. Dacă te recunoști ca păcătos, mântuit numai datorită iubirii Tatălui nostru Ceresc. Mai puțin, da. Pentru că e din cartea, da. Dacă te recunoști. Aha. După. Ai tradus? Da. Okay. Dacă te recunoști ca păcătos, mântuit numai datorită iubirii Tatălui nostru Ceresc, atunci trebuie să avem multă milă pentru alții care suferă în păcat. Atunci mizeria și pocăința nu le vei întâmpina cu gelozie și mustrare. Când gheața egoismului se topește în inima noastră, atunci vom fi în armonie cu Dumnezeu și vom fi părtași cu El bucuria salvării cerului. Ako sebi prepoznaš kao grešnika, spasenog samo zbog ljubavi Oca našeg nebeskog, onda moramo imati milosti prema drugima koji stradaju u grehu. Tada nećeš dočekati bedu i poznanje sa ljubomorom i prekorom. Kada se led sebičnosti otopi u našem srcu, tada ćemo biti u skladu sa Bogom i deliti sa njim radost spasavanja izgubljenih. Am auzit un gând foarte important la lecția de astăzi, de sabat. Jedna misă o subotnjo școli, danas u suboti, e ostavila dojam, dubok dojam na mene. Și anume că dacă nu am legea lui Dumnezeu în legea și Duhul lui Dumnezeu în mine, ako u sebi, u mom srcu, dakle, ne postoji taj duh zakona. Și doar legea. Ako postoji samo zakon, ako tu samo zakon. Eu nu voi mai aplica acea lege mie, ci o voi aplica apropiatului meu. Dakle, onda taj zakon ja neću primijeniti na sebe, nego na bližnjega. Este Duhul Sfânt cel care ne mustră, este Duhul Sfânt cel care ne încurajează. Duh Sfânt e taj koji nas osvedoča, koji osuđuje greh u nama. Și doar El ne poate arăta că suntem greșiți. I samo On može da nam pokaže naše grešno stanje. Amin. Amin. Hvala svima što ste slušali, hvala bratu koji je iznosio ove istine. Molci mi im fratel, kare ne arostit, komuto li Dumnezeu? On je pitao, kod kog brata se vi nalazite sami sebe? Cinec minte intrebara lui, kare fratele putem se fim noi? Kare dintre ei doi? Reku je da, kategorija? Reku je da nema treta opcija. Și a spus că nu există a treia opțiune. Dar noi hoțem odim a treia opțiune. Chiar dacă noi vrem și am dori să fie a treia poziție, nu există. Zato că noi mislim că suntem mai buni decât. Pentru că poate noi credem că suntem mai buni decât cealaltă. Sau fratele mai mic. Neca nam Bog pomogne da upoznajemo istinsko naše stanje. Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem starea noastră adevărată. Biblia pише da je sramno grešiti, a ne pokajati se. Biblia spune că e rușine să
păcătuiești, dar este cinste să recunoști păcat, să mărturisești păcatul. Mi to obrnemo i mi se sramimo da se pokajemo, a ne sramimo se da grešimo. Uneori je invers la niște oameni. I neka nam Bog pomogne da imamo ponizno srce i da priznamo da smo grešni i se pokajemo. Se ne ajute Dumnezeu să avem o inima umilita, simpla. Biblia piše da ako neko sagreši u jedno, sagreši u sve. Biblia spune in Iacov dacă cineva păcătuiește în una, dacă caca o poruncă singură, da, călcat toată legea. Tako da, ako, bez razlike, da li vi pričate kako drugi greše u nekom sitnicu ili propovednik kaže gde neko greši? Chiar dacă noi vedem cum greșesc alții sau ne spune alții despre păcatele altora, vi ste to isto uradili nekad. Și noi trebuie să ne amintim că și noi am făcut același lucrurile odată. Ne moim obejati od istine, to je istina. Să nu fugim de la adevărul. Adevărul este adevărul. Sada na samom kraju ćemo imati jednu, kao kažem, pauzu s pesmom. Și acum înainte să facem închidere, avem tot o piesă, tot o cântare. Au njome će nam poslužiti sestra Ivana i sestra Ljubica. Sora Ivana și sora Ljubica, vă invitam să ne cântați. Thank you.
Уште една песна која што е во контекст на проучувањето. Носи наслов Сакам татко. Да преведам, да? Пред. Каже да шеме. Још една песма која се зове Болен... Инка о кантара, каре се номеште, караре титло? Болен оча. Болени отац. Тата јубит. Секогаш ти си ме воден, твојот план е добар за мене. Ти ме водиш по патот кој до небо води, покрај тебе сигурно е се. Јас те сакам, вечен татко, слаб сум јасно ти си силен, крај мене сиди. Благодарност сакам, татко, зашто ти си со нас едно, преку Исуса. Секогаш ти си ме воден, твојот план е добар за мене. Ти ме водиш по патот кој до небо ходи, покрај тебе сигурно е се. Јас те сакам, вечен татко, слаб сум јасно ти си силен, крај мене сиди. Благодарност сакам, татко, зашто ти си со нас едно, преку Амин. Хвала пуно за ова две прелепе песме. Молцимим пентру кантарле, сроролор. А сава чува све вас заедно за молитите устанемо. Ва инвит се ва редикац. И да отпевамо заедничку песму, а тоа песма есте «Мај гаден ај» или на српским «Мој Бог и јас сме сапутници стално». Да. Thank you.
nostru, Părinte, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dobre naš nebeski Oče koji si na nebu. Îți mulțumim pentru aceste ocazii și pentru aceste momente. Zahvaljujem ti se za ovu mogućnost i za ove trenutke. Și suntem recunoscători pentru această frățietate. I zahvaljujem ti se za ovo bratstvo koje imamo. Ajută-ne ca în continuare în acest sabat să te căutăm pe tine. I pomozi nam da u nastavku subotnjeg dana budemo sa tobom. Să căutăm împărăția cerurilor înainte de toate. Da tražimo carstvo nebesko pre svega. Și să alegem să vrem să fim copii ai tăi. I da želimo da budemo istinska tvoja deca. Nu suntem vrednici și nu merităm. Nemamo zasluge, nemamo vrednost sami po sebi. De aceea ne rugăm în numele Fiului tău. I stoga mi se molimo ime Sina Tvog, Isa Hrista. Amin. Amin.